Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru că este ultima ediție din acest an, ne-am propus să facem totalurile anului politic 2016, în care vom încerca să analizăm acțiunile principalilor actori politici din țara noastră, precum și perspectivele anului 2017. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Victor Țvercun, ex-ministru Educației. Bună seara și bine ați venit. Și domnul Vadim Filipov, avocat. Domnule Țvercun, cum a fost anul 2016 pentru dumneavoastră, dacă e să facem o apreciere din punct de vedere politic? Avem un nou președinte. Asta ar însemna că avem, de fapt, și instaurat o stabilitate politică? Asta este un pas spre stabilitatea politică, în viziunea mea. Asta e una. Este și alt moment important, că după mulți ani, de prima dată, populația Republicii Moldova a participat la alegerea președintelui, adică a fost auzit votul cetățenilor Republicii Moldova. Lucru în viziunea mea foarte important în genere pentru atmosfera politică din țară. Am avut guvernul Streleț, avem guvernul Filip care a fost instaurat în acest an. Ei au contribuit cumva la schimbarea cursului social-politic al țării noastre? Eu consider că da, mai mult ca atâta. Anul acesta a fost efectuate mai multe pași și destul de concrete din partea guvernului pentru a stabiliza situația și economică și socială, mai ales acele acțiuni ce se referă la activitatea în domeniul agriculturii, în sectorul energetic, în alte sectoare, ne dau posibilitatea și încredere că încet cu încet noi ieșim din impasul în care am nimerit anii precedenți. Asta e una. A doilea moment s-a restabilit în anumită măsură, deci relația între guvernul, între țara noastră cu parteneri străini a Republicii Moldova și încercăm să redobândim încrederea partenerilor noștri în posibilitatea a guvernatorilor de a soluționa problemele economice, sociale și politice. Domnule Filipov, spuneți-ne, vă rog, anul 2017, îl vedeți unul electoral? Pentru că foarte mult s-a discutat despre faptul că urmează să fie și alegeri anticipate. Există premize reale pentru acest lucru? Există, luând în considerație ultimele 7 ani, deci au fost foarte multe surprinderi, că am avut și pe neașteptate anuri electorale când nu se aștepta acest an. Dar totuși gândesc că consider va fi în 2018, deci anul electoral nu va fi alegeri anticipate, deoarece în considerație cum guvernarea vrea să-și redobândească acea încredere la populație, eu cred că oricum au nevoie de ceva timp ca să câștige pentru deci ceva dividende politice, da? Dar să vedem. Deci, domnule Filipov, concetățenii noștri își pun mari speranțe în președintele Dodon. Cum considerați? Care ar trebui să fie principalele acțiuni întreprinse de domnia sa pentru ca această credibilitate să se mențină cel puțin? În primul rând, eu consider că în președinte trebuie să audă poporul. Oameni simpli, care sunt majoritatea la noi deci, în țară, sunt și de la țară, sunt din, nu doar trăiesc în Chișinău și nu sunt doar șefi care sunt în diferite agenții, guvern, ministeri și mai departe. Trebuie să, chiar astăzi am avut și o acțiune din partea la președinte care a făcut un gest foarte frumos, dar posibil să discutăm mai detaliat puțin mai târziu. Oamenii așteaptă ca să fie auziți. Asta și a fost, mi se pare că și campania electorală care au avut-o a fost printre oameni ca să atragă atenție deci oamenilor simpli. Domnule Țvircun, dumneavoastră și în calitate de ex-ambasador aveți o experiență de a percepe lucrurile și pe plan extern. Probabil foarte mulți și din foștii dumneavoastră colegi atunci când discutați se întreabă care e starea de lucru reală cu acest furt al miliardului, cu această epopee care ne-a creat o imagine nu prea bună pe plan extern. Dumneavoastră, vă așteptați ca anul 2017 să aducă lumină și în acest caz? Sau considerați că lucrurile au intrat într-o situație în care nu mai există posibilitate?
Pornind de la faptul acele declarații care au fost făcute de lideri politici din ultimul timp, de posibilitatea să vorbim cu toată fermitatea că există o decizie politică de a duce până la capăt cercetarea problemei respective, de a elucida și căile furtul respectiv și mai ales acele mecanisme care au fost efectuate și readucerea acestor bani în vestirie statului. Asta e prima. Și în al doilea moment, eu sunt ferm convins că problema respectivă ea a depășit departe de hotarele Republicii Moldova și partenerii noștri, atât din estul și de vestul, sunt în așteptarea unor pași concreți vis-a-vis de cercetarea problemei respective și aducerea la final, aș spune eu, procesul de studiere, de cercetare a cazul dat. Este și încă un moment important. Alături de cercetarea respectivă, trebuie să fie clar mesajul guvernanților către populație, că asemenea cazuri nu se vor întâmpla pe viitor. Asta este cel mai important lucru, fiindcă una de a afla ce s-a produs, cum s-a produs și alta de a stabili, de a pune barieră la asemenea mecanisme, la asemenea acțiuni pe viitor. Domnule ministru, discutam chiar ieri în cadrul acestui studio și încercam să aflu părerea unui invitat de aici și vă acord aceeași întrebare. Eu, în calitate de cetățean, ar trebui să ajung la concluzia că astăzi nu se mai fură, nu mai avem defalcări pe care să încercăm să le dăm de urmă peste 2-3 ani? Cum este văzut în prisma unui om care cunoaște poate mai bine starea de lucruri? Eu consider că putem să fim extrem de optimiști de a spune că nu se mai fură, pentru că realitatea spune tot altceva. Dar nu sunt așa proporții. Asta e prima. Și în al doilea moment, eu sunt absolut convins că acei care acum stau la guvernare și în tandem cu președintele nou a Republicii Moldova ați depune toate eforturi pentru a exclude faptul de furte atât la nivel de stat cât și la nivel de populație. Lucru care este așteptat de toți cetățenii Republicii Moldova. Deci spune că chiar organizații internaționale, inclusiv și partenerii din externă, sunt gata să ne ajute, dar eu totuși cred că ei așteaptă ca să fie dorința asta și din interiorul țării. Da? Aveți perfect dreptate, numai că este așteaptă lucru. Da, nu cei din străinătatea a să realizeze problemele noastre, a să soluționeze problemele noastre. Ei sunt gata să ne ajute, să ne acorde asistență, dar cum să trăim și cât de bine să trăim, depinde de ceea ce facem noi. Cum suntem noi văzuți până la urmă pe plan extern? Dumneavoastră ați fost ambasador în Turcia, ați fost în Emiratele Arabe, Qatar. Cum? Suntem priviți foarte bine. Mai mult ca atâta, deci și la nivel de conducere a acestor țări și la nivel de cetățeni simpli, Republica Moldova este privită foarte și foarte bine, mai ales că ultimii ani mulți oaspeți din aceste țări vizitează țara noastră, vizitează Republica Moldova și au posibilitatea de a vedea cât de deschiși noi suntem lumii, asta e una, și care este perspectiva în relațiile economice, politice, sociale cu țara noastră. Domnule Filipă, vreau să rămânem un pic în albia aspectului financiar, pentru că vrem, nu vrem, uneori este determinant. Haideți să stabilim împreună care este rolul Fondului Monetar Internațional până la urmă atunci când vorbim despre Republica Moldova și de impasul în care ne-am pomenit. Bine, Fondul Monetar, deci dacă luăm în considerare situația cu furtul, miliardul, așa numitul, deci gândesc că bine, ei vor să se asigure
banilor, da? Să asigură banii. De aceea s-a transformat această garanție de stat, da? Ca să facă următoarele tranșe de bani, ei s-au garantat că nu cumva economia să nu poată achita ratele. Eu cred că FMI-ul oricum pune unii condiții de ajustare legislației ca să fie, să protejeze banii lor, care sunt deci, transferați încoace pentru unele scopuri. Consider că este necesar de a discuta, de a auzi aceștia parteneri, da, din străinătate, dar oricum deci, interesul național trebuie să fie mai presus decât celelalte, da? Domnule Țvercun, spuneți-ne, vă rog, Republica Moldova la ora actuală este dependentă de FMI? Eu consider că nu numai de femeie este dependentă, da. De mai multe părți. Asta e una și afară de aceasta, din păcate, noi n-am elaborat un mecanism care va pune în aplicare toate capacitățile interne a țării noastre. Asta e una la mână. A doua la mână, că noi n-am, din păcate, n-am creat încă un sistem, mai bine spus, o atmosferă prielnică pentru investiții străine, care vor să fie, în primul rând, garantați de aceea că investițiile respective n-a să fie împrăștiate, n-a să fie furate, n-a să fie, deci, luate. A doilea moment, că banul străin care vine încoace va servi și în interesele acelor care vine cu investiții, dar și interesele economiei naționale. Aceste aspecte, în mare parte despre care vorbiți dumneavoastră, depind și de vectorul politicii externe. Apare o întrebare firească. Est sau vest? Răspunsul este centru. Adică totul trebuie să fie concentrat la interesele Republicii Moldova. Eu consider că atâta timp când noi a să oscilăm de la est la vest și viceversa, nimic bun nu va fi. Noi trebuie să fim în egală măsură, deci deschiși și estului și vestului și să folosim acele posibilități care ne oferă și unii și alții. Dar vectorul principal, asta trebuie să fie îndreptat spre interesele naționale a Republicii Moldova. Cred că consider că, într-adevăr, echilibrul este cel mai important în acest caz, până când noi vom fi așa duri pe poziția noastră că interesul național a Republicii Moldova este cel mai important și ulterior deci, altele aspecte, atunci noi vom fi auziți și va fi considerată poziția noastră, adică a țării, și atunci se va putea echilibra această deci, tragerea aceasta de funie sau în est sau în vest. Este da, și un lucru la care vroiam să adaug câteva cuvinte. Problema deci, încetării acestor oscilări est-vest este un element important nu numai pentru partenerii noștri străini, dar și este important și pentru cetățenii noștri, care a se convingă că guvernarea actuală pune tot interes, primordial interes, pentru binele oamenilor care trăiesc, care muncesc aici. Atâta timp cât noi a să mergem pe această cale, a să fim văzuți și bine văzuți și din interior și din exterior. Domnule Țvercun, noi am avut un președinte, Timofte, care a rămas în istorie așa cum a fost. Avem un nou președinte, domnul Dodon. Am putea spune că viitorul politic, viitorul vector pe plan extern și succesul până la urmă a țării noastre depinde în mare parte de președintele țării, pentru că, spunea și domnul Filipov ceva mai devreme, concetățenii noștri au mari așteptări de la președintele țării, dar în același timp aș îndrăzni să zic, trebuie să fim realiști, schimbările nu pot fi peste noapte. Dumneavoastră aveți perfect dreptate că schimbările nu pot fi peste noapte, dar avem trei piloni a existenței și viitorului țării noastre. E vorba de puterea președintelui, parlamentului și guvernului, executivului. Ar trebui să există o colaborare. Și cât de bine vor fi relație, corelație, mai bine dispus, între aceste trei părți, atât mai bine a să fie pentru țara noastră. Dar cum o vedeți în condițiile în care președintele este al opoziției?
E vorba de ce că eu mă prăiesc de la declarația domnului președinte care a fost făcută imediat după investirea în funcție, că el este președintele a tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Înseamnă că el nu se poziționează că este opoziție. El este președinte a fiecărui cetățean a Republicii Moldova. Se poate mai spus că el face parte din putere. Că oricum președintele este o putere. Și este puterea legislativă, executivă și, desigur, și președintele oricum trebuie să aducă și el mesajele către Parlament, către Guvern, inclusiv mesajele din exteriorul țării, să aducă mesajele ca să deci face, iar și mă întorc, la acel echilibru ca să fie bine tuturor cetățenilor și dezbinarea aceasta care este și în societate, inclusiv legată de vectorul extern, cine vrea în vest este pe baricadă, cine vrea în vest este pe altă baricadă și dacă va fi scopul unic pentru Moldova, atunci și dezbinarea cea în societate va dispărea. Așa e, vorba de ce că noi trebuie să facem tot posibil să dispară aceste baricade. Înțelegeți că fiecare om care locuiește, care activează în țara noastră, să muncească, să pledează pentru prosperarea țării noastre. Spuneți-ne, vă rog, cetățeanul lui Țvircun, nu i-a fost oarecum teamă, nu s-a întrebat de ce această grabă cu adoptarea unor pachete de legi până la investirea domnului Dodon? Era ceva firesc? Ați văzut o acțiune normală din partea Parlamentului sau ați văzut o teamă? Eu vreau să vă spun că la noi, desigur, nu importă faptul adoptării sau primirii unor legi, cât executarea lor. La noi problema executării legilor. Asta. Spuneți-ne, vă rog, în contextul miliardului furat, iată, domnul Dodon a semnat această inițiativă legislativă, vreau să revenim la lege, și care spune că, de fapt, urmează să fie reexaminată de către Parlament. Părerea dumneavoastră, ce urmează să se întâmple? Cu adevărat, noi vom fi scutiți de această povară? Vă referiți la inițiativa legislativă semnată de domnul Dodon? Eu vreau să vă spun că legislativa este foarte binevenită, dar problema constă în altă natură. Spuneți, noi suntem datori de a răspunde structurilor internaționale vis-a-vis de această datorie sau nu. Eu consider că da, suntem. Eu aș spune, oricum, pe agenda, inclusiv, nu numai, nu trebuie uitat de această problemă, ea trebuie să fie mereu discutată. Desigur, la adoptarea acestor legi sau la graba care a fost adoptată, s-a dorit, mai bine spus așa, de a transmite asta totul în umbră. Oricum, trebuie de discutat această problemă, datoria aceasta, ea trebuie să fie achitată oricum în timp de 25 de ani, a trecut aproape un an de zile, sunt încă 24, desigur, trebuie de găsit careva mecanisme ca de eliberat de pe spatele cetățenilor această datorie. Oricum, ancheta încă merge, se va discuta. În caz... Sunteți optimist în cazul acestei anchete? O întrebare poate tranșantă, mult mai... Mă scuzați, vă rog, tot depinde cât de transparent tot ați fi. Asta este important, fiindcă, din păcate, multe lucruri care s-au făcut și se fac la noi nu sunt transparente. Nu este datorită, mă scuzați că vă întrerup, nu este datorită partajării politice a unor instituții ale statului, cum este judecătorie, procuratură, CNA și așa mai departe? Eu am menționat recent un lucru, că la noi sunt foarte bune legi și se adoptă multe legi. Problema executărilor. Și aici avem multe restanțe la executarea acelor legi, acelor documente care au fost adoptate și la nivelul administrației publice centrale și la nivelul publicii locale. Da. Desigur că legile sunt bune, dar nu se execută așa întocmai cum după părerea noastră. A fost și o reacție a unor înalți demnitari în privința la legea respectivă, inclusiv a domnului viceministru justiției, care a făcut și o reacție respect dumnealui ca un profesionist, dar oricum să vii, eu consider că a fost o reacție mai mult politică, nu ci juridic. A fost acuzație că juridic nu este corect, de anulat pur și simplu. Bine, înțelegem că nu e necesar de o lege, da? Sunt necesar de făcut și alte acte normative
care urmează a fi făcute pentru... Dar bine, trebuie de gândit cum de făcut ca totuși deliberat de această datorie. Dar cât de corect era ca guvernul să-și asume asumarea acestui pachet de legi până la urmă fiind prerogativa Parlamentului? De ce a făcut-o? Nu, la noi este așa o... Mai ales nu prima dată. Da, nu e prima dată. Este așa o prevedere legală. Bine, atunci când s-a înaintat această moțiune de cenzură a guvernului, s-a, după părerea mea, iar s-a șmicrit și acolo, deci nu a fost quorum ca să convoace Parlamentul și s-a decis că de acum s-a apoizat etapa de înaintarea moțiunii de cenzură, dar nu s-a discutat. Oricum, considerăm că problema aceasta trebuie să fie discutată, de ce guvernul așa a procedat. Desigur, eu cred că pe mulți a deranjat și legea care a venit, inițiativa legislativă care a venit de partea la președinte, deoarece legea dată va fi dezbătută în Parlament. Și atunci, deci, de ce... Haideți pe două aspecte să facem. De ce guvernul a luat asupra sa răspundere respectiv și de ce nu a fost votat în Parlament? Eu consider că deputații chiar poate era un, nu știu, moral, ceva, nu puteau să ridice mâna la această lege, da? Sau nu vrea să arăte că deci partidul respectiv a decis ca să fie, deoarece noastră înțelege singur cu oamenii să vădă la ședințele Parlamentului și înțeleg. Aici a mers guvernul, bine, doar așa se poate spus, guvernul este patat. Guvernul are prerogativă de a asuma răspunderea. În cazuri excepționale. El are dreptate, dar mai mult vorbim aici despre cum s-a procedat mai mult politic, da? De ce nu vreau să fie dezbătută aceasta, că înțelegem că această opoziție care este acum în Parlament, ea trebuie să dea multe întrebări, să discute de ce faci și mai departe. Nu vreau să dea într-atâta de mult atenție acestui subiect. Și acum pe mulți a deranjat că această lege care a fost acum deci transmis, proiect de lege transmis către Parlament, se va discuta în Parlament și atunci iarăși se va vedea cine va adopta. Noi cine este împotrivă și cine transparență. Asta este important. Da. Cel mai important, da. Și se vedea cine este pentru acest proiect legislativ de anularea acestei datorii sau nu. Deci eu cred că și consider că aceasta a fost mai mult problemă pentru mulți. Bun. Da, spuneți. Deci, noi asta auzim, să privim dezbateri în cadrul Parlamentului, dar asta nu exclude necesitatea de a fi credibil în fața creditorilor și partenerilor noștri, deci financiar străini. Deci, domnule Țurcun, o chestie foarte interesantă în anul 2016 a fost discutată, e vorba despre guvernul tehnocrat. Dumneavoastră ați fost partea guvernului și vreau să aflu punctul de vedere. E posibil, există contextul social-politic al țării noastre în care un guvern să fie creat după acest principiu? Absolut corect. Absolut sunt convins. Pot să vă spun că 2005-2008, perioada Tarlep II, guvernul acesta, el a fost absolut clasic tehnocrat. Fiindcă majoritatea absolută din membrii guvernului nu aparțineau unui sau altui partid. De exemplu, deci eu și bună parte din colegii mei n-au fost, nu sunt și mai degrabă n-a să fim membrii unui sau altui partid. Fiindcă noi suntem membrii a unui partid, care se numește Republica Moldova. Asta e una. Și la doilea moment... Dar ce nu a mers în 2016 și ideea guvernului tehnocrat? Eu sunt absolut convins că chestia aceasta se discute și se va reveni la această idee. Și pot să vă spun de ce va reveni. Da. Pentru că noi avem nevoie de oameni profesionaliști, profi. Lucru care este atât de sensibil pentru țara noastră. Dacă dumneavoastră ați observat pe parcursul acestor 25 de ani, fiecare guvern sau partid care venea la putere, el se confrunta cu aceeași problemă, problema cadrelor. Și vreau să vă spun că niciun partid, ce n-aș spune și cum n-aș spune, nu poate spune că ei dispun de echipa incorpore de profesionaliști. Poate că la nivelul de deputați în Parlament
pot găsi. Dar când vin la putere, când trebuie de completat cadre la administrația publică centrală, la administrația publică locală, iar aici sunt probleme. Noi, din păcate, ne confruntăm cu problema respectivă pe parcursul mai multor deja decenii. Și problema respectivă, dacă n-a să fie întreprinsă unei schimbări calitative, urgente, la acest capitol, problema se mai îngroșă. Domnule Filipov, care e părerea dumneavoastră legată de guvern tehnocrat? Nu poți să pui persoană în fruntea unui minister, după părerea mea, în fruntea unui minister care nu știe cum structura lucrează. Da? Cel puțin trebuie să aibă 5, sau mai bine spus, 10 ani de zile care să înțeleagă ce înseamnă domeniul respectiv, ministerul care îl conduce. Inclusiv discutăm despre ceea ce am văzut și în Consiliul Municipal, și nu fiind consilier, am înțeles că nu poți spui un șef de direcție care nu înțelege cum lucrează direcția respectivă, care sunt efectele. Deci am înțeles că erau specialiști care lucrau acolo și 20 de ani și 25 de ani, dar erau opuse persoane pur și simplu care treceau unele concurse fictive, așa să spunem, și se începeau reformele. Reformele, desigur, veneau în detrimentul instituției respective care o reprezenta și sufereau, sigur, localnici, da? Sau locuitorii Chișinăului. Așa și aici, la nivel central, deci trebuie să fie persoana care într-adevăr știe lucrul, cum lucrează sistemul respectiv și atunci va putea lucra, da? Lucra. Când se schimbă guvernarea, deci desigur că e rău că se schimbă odată în an, vin echipe noi, fiecare vrea să-și facă, deci, echipa sa, fiecare vrea să-și facă lucru, modalitatea de lucru, dar este în detrimentul deoarece tot se stopează. Până se începe lucrul nou, desigur trebuie să știi timp ca să pornești ceva de la început. Și schimbările astea permanente, ele sunt în detrimentul... Da, spuneți. Da. Eu sunt absolut de acord cu ce a spus antevorbitor, dar vreau să adaug câte ceva la acest capitol. La noi nu s-a creat mecanismul de selectare a cadrelor. Problema problemelor. Deci omul, absolut de acord, că omul trebuie să fie pregătit, fiindcă cunoștințele teoretice, fără experiența, deci n-a să dau mari valori activității și nu cred că va fi eficace pentru lucru. Aici trebuie deținut un echilibru între experiența și cunoștințele. Asta e prima la mână. A doua la mână, deci schimbările permanente care se fac la diferite nivele în conducerea țării nu numai stopează, dar aduc la degradarea unor acțiuni și degradarea, aș spune, întregului sistem. Mi-a plăcut fraza a lui Dimitri Braghiș, expusă la o emisiune, care a zis că fiecare guvern nou va fi mai slab decât cel precedent. Și a spus de ce. Sunt două chestiuni. Prima, cadre, și a doua, potențialul economic, material, etc., este mai puțin. Deci, în comparație cu acel precedent. De ce v-am întrebat despre guvernul tehnocrat? Pentru că în 2016 am aflat cel puțin o chestiune nouă, că poate exista un ministru căruia să-i fie retrasă susținerea politică. Cum vedeți dumneavoastră? Ați fost ministru. Ce e cu chestia asta? E valabilă? Prevede jocul politic asemenea acțiuni? Eu consider că în orice sistem unde sunt alianțe politice la formarea guvernului, factorul politic va predomina și asta este dreptul unui sau altui partid care a delegat funcția respectivă omului să iei decizie de a continua, deci încrederea în persoana respectivă sau de a retrage această încredere. Domnule Filipov, vreau să ne spuneți, până la urmă, această disensiune între președintele Dodon și ex-ministrul Șalaru a fost alimentată doar din faptul că împărtășesc viziuni politice diferite, împărtășesc doctrine diferite? Vreau să
spun că aceste probleme care au apărut între două persoane, bine, ele au apărut mai înainte, deci de când domnul Dodon a intrat în funcție. Nu poți să ai conflict, după părerea mea, nu poți să ai conflict cu... Deci, Ministerul Apărării nu poate să aibă conflict cu Comandantul Suprem al Statului, da? Al Forțelor Armate. Ei trebuie să aibă o conlucrare. Și chiar nu vedeam cum poate fi o conlucrare între acești doi, dacă s-a început mai înainte, deci, înainte de investirea domnului președinte în această funcție, unele probleme, cu tot mai mult viziunile sunt diferite acestor două persoane, că domnul președinte spunea că și pe Poropul nu s-a ales, inclusiv în campanie electorală, a mers cu idei, da, de neutralitate, statalitate, dar ministrul apărării avea alte idei, inclusiv din acțiunile care au fost anul trecut, în mai, știm că a venit, deci a acceptat acel unele forțe ale NATO care erau Piața Mare adunări, da? Bine, erau din timp, conlucrarea oricum nu se vedea, nu cred că erau putea să fie careva între acestea două funcții, deci conlucrare, bine, s-a întâmplat. Vă rog. Eu consider că legea fundamentală a statului, Constituție, trebuie să fie respectată și la nivel de cetățean de rând, dar noi nu vorbim deja de un demnitar de stat. Deci, ca garant a Constituției, legii fundamentale, domnul președinte are absolută dreptate pentru a rechema persoana care merge în detrimentul Constituției. În primul rând, doar mențiune, în primul rând a fost și o, deci, a fost înaintat de către prim-ministru și acea propunere către președintele de a fi emis. Nu, procedura a fost respectată. Dar vreau să spun că nu numai procedura, deci nu a fost, bine, numai voința președintelui, dar și a prim-ministru, poate că a căzut acea încredere față de domnului Șalaru, nu știu, poate posibil pe unele momente de corupție care toți se spuneau că de armament. Asta altceva. M-am referit la procedura, adică procedura de demitere. Înțelegeți? Deci a fost inițiativa pornită din partea guvernului. Da, dar... Da, și președintele țării a respectat solicitarea primului ministru. Și mă bucur că la acest capitol deja s-a pornit cooperarea, conlucrarea între președinția cu executivul. Domnule Țvercon, în anul 2016 am asistat la declarații precum această alianță ar fi beton. Timpul a demonstrat că avem fisuri în ele. Nu vreau să mă pronunț în calitate de jurnalist cât de mari sau cât de mici sunt acestea. Însă vreau să vă întreb un lucru tranșant. Aceste fisuri din cadrul alianței ar putea aduce cu sine la viitoarele alegeri forma mixtă care s-a discutat? Nu este exclus, dar eu vreau să vă spun și altceva. Vă rog. Orice formula executivului, asta este deci un element viu. Și el tot este în procesul de evoluție. Și dispus beton la ceva, asta e de asumat prea mare răspundere în viziunea mea. Asta nu este clădirea care au fost întemeiată pentru 50, 60 sau 100 de ani. Înțelegeți? Asta este procesul viu. În viziunea mea, formula poate fi schimbată. Poate fi 3, 4, 2 partide. Poate un singur partid, cum a fost în istoria politică a țării noastre. De aceasta eu nu exclud nimic. 2017 poate aduce cu sine o nouă coaliție parlamentară? Mi-e greu de spus. Tot depinde de doi factori. Factor intern și factor extern. Deci cum va evoluționa activitatea politică, nu numai alianții, dar fiecare partid politic care intră în această alianță. Dumneavoastră ați observat că multe partide deja merg pe calea dispariției care au stat la baza formării acestei alianțe. Domnule Filipov, cât e de mai mare de alianță, cât mai multe probleme. Sunt probleme și divergențe și fiecare trage. Și fisuri ați fi și mai multe. Și mai multe, da. Domnule Filipov,
În dimineața acestei zile, practic, colegii noștri din media titrau despre faptul că președintele Dodon, la nici o săptămână, a început a împărți distincții. Ca după aceea, la ora 11, când a avut loc procedura propriu-zise, am văzut că nu era vorba de demnitari, parlamentari și așa mai departe, era vorba de patru mame care cresc și educă mai mult de 10 copii. Haideți să vă întreb atunci o chestie foarte sensibilă. Președintele Dodon urmează să se axeze pe politicile sociale, în primul rând? În primul rând trebuie să fie pe politica socială. Noi acum am văzut și mai multe probleme în general se agravează în sfera respectivă. Vedem că și nivelul de trai este mai jos și este în descreștere. Vedem foarte multe probleme. Nu știu, dacă vă plimbați prin țară, vedeți și la cât mai departe de capital, cât mai multe sunt probleme și de ce trebuie să fie atrasă și acestei probleme multă atenție. Vreau să spun în privință la acest eveniment care a fost astăzi, mulți spuneau, chiar și-a așteptat acest eveniment, mulți spuneau că vor fi decorați persoanele care a ajutat să ajungă la acest post domnul Dodon, adică consilierii, poate e posibil să fie persoanele din politică care au ajutat, care în timpul companiei electorale sau nu numai companiile, dar în perioada respectivă de 4-5 ani care l-au ajutat. Dar am văzut alt gest, pentru mine este un gest binevenit. N-am văzut ultimele 5-6 ani ca să dea la o persoane care într-adevăr au nevoie și ei de această atenție. Am văzut doar politicieni, șefi care au fost decorați. Dar am văzut astăzi dimineață că au fost decorați patru mame, o mamă care cel puțin avea 10 copii și o altă mamă, deci erau 10, 13 și dacă nu mă greșesc, 17 copii. Este desigur aplauzibil acest fapt ca să crește atâția copii la noi în țară. Noi știm că acele garanțiile sociale sunt foarte mici pentru aceste categorii. Cunoaștem în Europa, practic de la 5 copii în sus poți și să nu lucrezi, că statul îți garantează totul și cu trial și îți dă și acelea deci, garanții sociale care poți permis totul să întreții copiii. Am văzut și reacția internauților, deci am văzut și pe internet reacția foarte bună, inclusiv și perioada respectivă în ajunul sărbătorilor este chiar foarte bucuros. Domnule Țărcon, un președinte care se declară a fi pro-Moldova, în viziunea dumneavoastră, de unde ar trebui să înceapă reforma? În viziunea mea, nu președinte trebuie să facă reforma. Da. Deci pentru aceasta există executivul. Asta e una. Dumnealui poate facilita deci implementarea acestor reforme. Poate deveni un inițiator unor reforme. A doilea moment, ce concret, eu consider că la moment sunt sumedenii de sfetnici care vin cu diferite sfaturi către domnul președinte ce trebuie să facă el în primul rând, a doilea rând și a treilea rând. În viziunea mea, cel mai important lucru, asta e consolidarea societății. Asta este cel mai important lucru. O întrebare tranșantă. Alegerile prezidențiale din acest an au fost geopolitice? În viziunea mea, orice acțiune politică este geopolitică, mai ales că noi suntem la hotarul diferitor civilizații și diferitor platouri politice. Și depinde foarte mult de ele. Eu vreau să vă spun că nu numai noi depindem, dar și alții depind din noi. Deci, stabilitatea Republicii Moldova influențează foarte mult asupra stabilității și în Ucraina, și în România, și în alte țări. Aș spune că la noi nu numai alegerile prezidențiale sunt mai mult geopolitice. La noi chiar și în 2015 am stat la alegeri locale, unde primarul de Chișinău tot era o mult abordată teme de geopolitică. Deci noi ca tare trebuie să debarasăm de această chestie, mai mult când ține cu tot mai mult când ține de deci alegerile locale, când merge discuții despre geopolitică, trebuie să fie în primul rând interesele deci locuitorilor și cetățenilor. Da? Atâta timp cât
Vom vedea superficial, bănuiesc eu, probleme. Nu, problema constă în aceea că la noi toți s-au aventurat în discuții politice. Și în primul rând, acei care trebuie să ocupă cu viața cotidiană a cetățenilor, mai ales primarii, deci președinții de raion, primarul general a capitalei. Eu vreau să vă spun că dacă dumnealui dorește să devină persoana văzută în piscina politică, poftim, există posibilitatea de a se aventura în activitățile politice. Dar dacă dumnealui a devenit primarul general a orașului, ocupă-te, rog frumos, cu problemele stringente a orașului, ce ține de transport, ce ține de infrastructură, de mai multe lucruri. Uitați în ce hal a devenit orașul nostru. Eu spun chestia aceasta fiind, deci, reprezentant a noua generație chișinăuienilor. Știu foarte bine ce prezenta, ce a fost, cum arata orașul nostru, capitala noastră și la ce au ajuns astăzi. Domnule Țircun, vreau să revenim un pic la partide politice, la evoluția lor și așa mai departe. Întrebarea ce urmează este una dificilă, reieșind din ceea ce ați observat dumneavoastră pe arena politică. În anul 2016 am avut alegeri în cadrul cel puțin a trei partide politice care au ales alte persoane. Mă refer aici la PLDM, domnul Ciobotaru, mă refer aici la PD, domnul Plahotniuc și mă refer aici la Partidul Socialiștilor, doamna Greceanu. Spuneți-ne, vă rog, aceste noi mutări de pe tabla politică vor influența oarecum anul 2017 sub aspect politic? Noi lideri, aceste locomotive, până la urmă un partid vede în lider o locomotivă. Eu aș spune că noi vechi lideri. Da. Deci, fiindcă fiecare persoană deja e cunoscută, fie aceasta domnul Ciobotaru, care a activat și a fost delegat de către PLDM în funcție de ministru, și domnul Plahotniuc, care a fost mult timp vicepreședinte. Dar în același timp, mult timp vehiculându-se că nu are nimic a face cu partidul și cu acțiunile din cadrul acestuia. Eu consider că au fost anumite pauze în activitatea, dar tot timpul dumnealui se poziționa ca membru a Partidului Democrat. Același lucru se referă și la Zina Petrovna Greceanu, fiindcă tot timpul ea se poate dispus că a fost unul din fundatorii a Partidului Socialist. Și eu consider că logica a devenit, după alegerile prezidențiale, în calitate de lider a partidului. Ce ține de contribuția lor, eu sunt absolut convins că fiecare din acești lideri au harisma și au posibilitatea de influența asupra creșterii a partidului sale. Problema de altă, cât de credibil a să fie acest partid sau altul partid. Asta este problema. Alegerile, până la urmă, este o formă de verificare a credibilității partidului? Sigur că da. Sigur că da. Domnule, dar altă formă nici nu există. Domnule Filipov, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim și despre Partidul Socialiștilor, vreau să aflu părerea dumneavoastră. Există politici promovate care nu întotdeauna sunt susținute de unii concetățeni de-ai noștri. Până la urmă, care sunt adevăratele acțiuni ce urmează să fie implementate în anul 2017 pentru a contribui pe de o parte la menținerea, dar pe de altă parte și la ridicarea credibilității acestui partid? Pentru că și domnul președinte Dodon spunea că ar fi ideal dacă la viitoarele alegeri parlamentare am avea majoritatea și am putea colabora mult mai eficient decât cu actualul parlament. Desigur, lucrul a fiecărui partid, numai de Partidul Socialiștilor, trebuie să fie permanent, perpetu, da? Continuu. Permanent trebuie să fie lucru, nu doar din alegeri în alegeri, da? Să fie lucrul acesta. El trebuie să fie prezent permanent în toate regiunile al Republicii Moldova, să fie alături de oameni, de cetățeni, să-i audă nu doar la alegeri, atunci când vii să faci agitație și să auzi ce spune bunicuța sau într-o sat acolo un colectiv care are probleme de canalizare, de apeduct, dar permanent să rezolvi inclusiv ca consilier, în calitate de consilier, de primar, de deputat și dacă în caz, dacă vei reuși să faci acest lucru, să ajuți oamenii aceștia, atunci vei fi credibil și consider că în
ultimul timp, inclusiv începând din 2011, când s-a schimbat nouă conducere în Partidul Socialiștilor, deci din an în an credibilitatea asta a crescut și s-a întărit. Acum domnule, trebuie de întărit. Trăim așa pentru că nu avem clasă politică sau reprezentanții acesteia nu au cultură politică? O întrebare iarăși. În viziunea mea, noi trăim așa nu din cauza deci partidilor politice sau clase politice. Noi trăim în circumstanțele respective și puțin mai demn decât trebuie din cauza mai multor duble standarde. Deci una spunem, alta facem. Și eu consider că aceasta va influența și asupra creșterii sau descreșterii unor partide politice. Fiindcă una de a declara în programul său și alta a implementa programul. Și alegerile deja arată dacă discrepanța între declarație și promisiuni și realitatea activității partidului este la minim, atunci partidul este învingător. Dacă discrepanța aceasta este profundă, noi vedem că partidele dispar de pe arena politică. Domnilor invitați, mai avem o minută în cadrul acestei emisiuni. Pe final, ce vă doriți de la anul 2017? Fie sub aspect politic, fie sub aspect social. Desigur vreau ca să fie cât mai reușit pentru cetățenii Republicii Moldova să mai mult să atingem nu aspectul politic, nu problemele politice, dar problemele cetățenilor de orice nivel, de orice pătură, da, să fie auziți și inclusiv acea dorință de a trăi la noi în țară să crească cât mai acel patriotism să crească cât mai mult și cât mai întărit să fie. Domnule Țvircun, așteptările de la 2017 și de la clasa politică poate, de ce nu? Sunt destul de mari. Deci eu consider că anul acesta ne-a dat posibilitatea să facem primul pas spre concilierea societății noastre, să depășim criza politică și confruntările politice și anul care va fi, care vine, să ne dea în primul rând pacea socială, fiindcă numai în condiții de pace, de înțelegere, noi putem deci făuri viitorul, noi putem construi ceva, dar nu distruge. Domnilor invitați, pe această notă sunt obligat ca să punem punct acestei emisiuni. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic, sunt Vlad Madan, sărbători fericite alături de Accent TV. Pe curând!